Vorbim despre Sebastian Ghiță. Din nou, o perioadă, într-adevăr, intrase așa într-un nemeritat cont de umbră după dezvăluirile pe care le-a făcut. Acum au făcut alții dezvăluiri, Sebastian Ghiță însă apare în persoană. Și nu putem să nu facem legătura între dezvăluirile legate de noaptea alegerilor, de perioada 2009, și persoana lui Sebastian Ghiță, pentru că și Sebastian Ghiță se învârtea în anumite cercuri, cercuri în care apărea ca prin minune, de fiecare dată, domnul Coldea. Și între timp, Gabriel Oprea, cel care a fost anunțat ca fiind un fel de za de legătură între aceste personaje la un moment dat, a recunoscut întâlnirea din noaptea alegerilor din 2009. Fostul președinte de interne susține, fostul ministru de interne susține că a vrut să dea o petrecere pentru Neculae Onțanu. Oprea a refuzat însă să spună dacă la discuții au participat, așa cum susține Dan Andronic, Laura Codruța Căveș și Florian Coldea. Am dat o masă, am anunțat cu câteva zile înainte, cu o zi, două înainte, că duminică era ziua lui Onțanu, duminică dau o masă la mine acasă. Seara alegerilor, da. L-am invitat pe domnul Andronic, pe Anghel Iordănescu, probabil ei sunt generalii cu, sau ofițerii cu grad înalt. L-am invitat pe Vasile Dâncu și l-am invitat și pe domnul Maiorul, care era prieten. Gabriel Oprea susține că întreaga întâlnire nu a durat mai mult de 3 ore. Invitația a fost făcută la mine acasă în jur de 19:30-20. Masa a început la orele 20, s-a terminat în jur de orele 22:30-23. La ora 23 n-a mai fost nimeni la mine în casă. Fostul ministru de interne spune și că nu știe ce au discutat între ei invitații săi. Masa aceasta a avut loc la mine în sufragerie. Cine vrea, în schimb, să fumeze, cum era, de exemplu, domnul Andronic, se ducea în birou, unde era un geam deschis și putea să fumeze. Eu nu știu ce au discutat fiecare. Eu vreau să vă spun doar că eu mi-am făcut datoria de gazdă. Fostul lider UNPR a refuzat să spună dacă la întâlnire a participat și Laura Codruța Căveși. Și vă prezint invitații cu care comentăm noile date legate de alegerile din 2009. Alături de mine Magda Bistriceanu, purtător de cuvânt al PMP, Bogdan Bărbuceanu, avocat, și Lucian Davidescu, jurnalist. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. E un moment la care se tot întorc dezvăluirile. Da? E vorba de perioada aceea a alegerilor, de anul 2009, de personaje care se tot repetă. La un moment dat, chiar colegul nostru, domnul Vișan, vorbea de o întâlnire la un whisky, că avea un whisky bun domnul Oprea și că se tot venea la el în birou, așa tamne seamă, să se servească acea licoare deosebită. Și iată cum ne tot întoarcem, ne tot învârtim în jurul cozii, nu? Deci noi avem acum confirmarea unei dezvăluiri făcute de domnul Andronic, da? Dar nu avem certitudinea că cei doi capi cum ai sistemului, cum sunt numiți doamna Căveși și domnul Colde, au participat la această acțiune. Dacă a fost numai o întâlnire, cum spune domnul Oprea, că l-au sărbătorit pe domnul Onțanu, totul e în regulă. Dacă la acea întâlnire s-a pus la cale fraudarea alegerilor, aici este o problemă. Și mai este o problemă. Nu înțeleg de ce domnul Coldea și doamna Căveși trebuiau să participe la o întâlnire unde, după cum vedeți, se spune că erau cei din politică, da? Erau politicieni, pe de altă parte. Și domnul Andronic era consultantul domnului Traian Băsescu în acea perioadă, dacă vorbim de anul 2009. Era mai aproape de Andronic de zona politică decât ceilalți așa, doi. Așa, adică era și dânsul, văd, invitat la acea petrecere, da? Dacă vorbim de cât? 6 decembrie, 9 decembrie, da? Era preajma Sfântului Nicolae. Deci aici stă da, în picioare povestea Neculeam cu domnul Onțanu. Da? E trist să aflăm și acum, știți ce mi se pare trist? Pentru că am văzut că deja domnul Dragnea a anunțat o comisie de anchetă, da? Cu privire la fraudarea o posibilă fraudare a alegerilor în 2009. Cred că mai important era
ca parchetul să facă această anchetă. Știți că în momentul în care există sau se înființează o comisie parlamentară, se sistează ancheta parchetului, ceea ce domnul Lazar ar fi putut să facă și cred că existau mai multe detalii și mai multe date concrete, așa, pentru că la această comisie parlamentară, chiar dacă sunt invitați doamna Chiove și domnul Coldea, dânsii pot refuza. Nu au absolut nicio obligație să participe. Apropo de, dacă e să facem legătura acum cu Sebastian Ghiță, e o analiză pe care o fac cei de la Impolitic, sunt foarte interesantă. Se pun pur și simplu niște date cap la cap. Și avem așa, că acum e așteptat Sebastian Ghiță în țară, trebuie să fie acel acord de extrădare. Și e doar analiza celor de la Impolitic. Mihai Nicolaiciuc, arestat în Statele Unite, țară fără acord de extrădare cu România, în iunie 2009, adus în țară în aprilie 2011. Nicolae Popa, arestat în Indonezia, țară fără acord de extrădare cu România, în decembrie 2009, adus în țară în aprilie 2011. Grigorian Bivolaru, arestat în februarie 2016 în Franța, țară cu acord de extrădare cu România, adus în țară în iulie 2016. Și Sebastian Ghiță, arestat în Serbia, de asemenea țară fără acord de extrădare cu România, în aprilie 2017. Cine știe cât va dura repatrierea lui? Domnule Bărbuceanu, e într-adevăr o chestiune pe care să ne așteptăm să se complice, pentru că ne-am fost anunțați că durează cam o lună formalitățile, ar trebui să fie adus imediat. Sigur, este un termen absolut estimativ. Nimeni nu poate ști la acest moment cât va dura. Este un termen orientativ. Acum, problema cu domnul Ghiță este noul dosar penal pe care îl are în statul gazdă. S-ar putea ca această procedură să împiedice și procedura de extrădare. Nu știm exact ce se întâmplă la acest moment. Cert este că România are un tratat de extrădare cu acest stat încă din 1961. Exact, sau un tratat similar celor care s-au încheiat după, și anume tratate de extrădare. Deci există procedură, Ministerul de Justiție înțeleg că a demarat deja această procedură, rămâne să așteptăm. Cred că nimeni la acest moment n-ar putea spune exact, cu certitudine, când va fi predat domnul Ghiță autorităților române. Cred că doamna ministru nu știe de acest tratat de extrădare, pentru că dumneai făcea dimineața o declarație și chiar spunea că nu avem un acord de extrădare, că între timp trebuie soluționat dosarul deschis de autoritățile sârbe, pentru că domnul Ghiță a fost prins cu acte false, da? Și că durează în jur de o lună de zile. Dacă îmi permiteți o precizare, nu este un tratat de extrădare explicit, așa cum vă spuneam, este un tratat acord de cooperare internațională în materie penală, care are și această clauză privind extrădarea. Deci se poate spune. Deci asta ține de niște negocieri, mai bine spus, dar între autorități. Și aici nu vorbim de Ministerul de Interne. Nu vorbim de Ministerul de Interne, vorbim de Ministerul de Justiție, nu? Absolut. Pentru că procedurile se fac prin Ministerul de Justiție. Cererea se încuvințează de o instanță a statului gazdă. Deci se apelează tot la sistemul judiciar. Eu cred că mai avem de așteptat. Cred că ar trebui să sunăm la un numerolog să ne facă o analiză de acest gen, pentru că nu știu cum se întâmplă, domnule, tot apare anul ăsta 2009. E ceva dubios în 2009, nu știu ce Dumnezeu s-o fi întâmplat, pentru că Mihai Nicolaiciuc, asta observă și ce de la Impolitic și observăm și noi, pur și simplu, ei doar pun datele cap la cap. A fost arestat în Statele Unite în iunie 2009, iar Nicolae Popa arestat în Indonezia în decembrie 2009, după ce, susține, n-a fost căutat deloc și el a fost la vedere în tot acest timp. Despre ambele episoade s-a spus că au fost așa numite perdele de fum. Să ne gândim că și în cazul ăsta poate fi cumva folosită capturarea lui Ghiță ca o perdea de fum și ce Dumnezeule să mai acopere acum? Nu, sigur, se poate specula orice. Eu prefer să merg de fiecare dată pe varianta cea mai simplă, că de obicei este aia corectă și că nu au fost niciodată perdele de fum. Au fost prinși mai devreme sau mai târziu unii dintre ei, probabil cu eforturi mari și cu o ambiție instituțională suficientă. Pentru că Sebastian Ghiță ar fi fost implicat inclusiv în aducerea lui Nicolae Popa. Sigur că da. Sigur că da. Și acum i-a venit lui rândul să fie adus. Merg în lipsă de probe clare sau de indicii care să ducă în altă parte, merg pe ideea asta că a fost pur și simplu prins. Nu că s-a dat prins, sigur se poate. Nu că s-a prădat, nu că a fost prins, foarte probabil, cu eforturile instituționale, nu ale sârbilor, care
cărora puțin le pasă, nu dacă circulă un român pe acolo cu acte slovene, ci cu efortul autorităților românești, servicii sau poliție sau cine o fi fost, care l-au identificat, l-au urmărit, l-au găsit și au chemat poliția. Nu, luați-l că avem nevoie de el. Bun, acum să nu transformăm această operațiune într-un succes. Pentru că faptul, împrejurarea că Sebastian Ghiță a scăpat de sub acel filaj este un mare insucces. Iar acum nu vine decât să repare acel insucces. Adică haideți a scăpat, pentru că... Nu, este important. Trebuie văzut și de ce a scăpat și cum a scăpat. A scăpat în preajma Crăciunului și a fost observație făcută pe rețele de socializare că și la lot o să câștigă de sărbători, așa ca printr-un făcut, de Paști, de... A venit iepurașul de Paști. De Crăciun, de Crăciun se tot câștigă poturile mari la lot. Asta poate fi un pot mare. Eu merg pe ideea că a fost, sigur, poate să fie infirmată ideea asta, dar este cea mai simplă ipoteză în momentul de față, că a fost pur și simplu prins pentru că... Atunci e clar, numerologul poate să ne lămurească, pentru că numai despre asta e vorba. Așa, bun. Ce are el de spus mai departe, ce are Dan Andronic de spus, ce au Gabriel Oprea de spus despre alegerile din 2009, unde, sigur, au rămas niște semne de întrebare, niște lucruri dubioase care plutesc... Nu știu dacă va fi lămuritor, din păcate. Legătura dintre Dan Andronic, dezvăluirile lui și nebunia asta cu Sebastian Ghiță e de asemenea vizibilă, pentru că acum o lună ni s-a spus că Ghiță este în Serbia și că l-a vizitat Dan Andronic. Deci pe 24 martie a apărut o știre dată de Hot News, de fapt de Dan Tapalagă, spunea că Dan Andronic a fost în Serbia și s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță. Ulterior, la două zile după această știre, Dan Andronic a fost chemat la DNA și ne-a spus nouă tuturor presei că nu s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță și nu are informații în ceea ce privește locul dar unde s-ar afla. Dar că a fost în Serbia, dar cu altă treabă. Exact ce a spus și în declarația pe care a dat-o la parchet. Asta spun, adică prea se leagă că ceea ce avem astăzi, domnul Sebastian Ghiță, culmea, așa a fost prins la... Nici două săptămâni de când au apărut în presă declarațiile date și de Dan Andronic și de Dan Tapalagă. Pe de altă parte, mi se pare de un infantilism, așa să spune, că domnul Ghiță s-a întâlnit cu fratele dumnealui, care e implicat în alte dosare, trafic de influență. Am verificat dacă e sub control judiciar. Dar este foarte clar că toți membrii familiei, cunoscuți, apropiați, așa, erau urmăriți. Da? Telefoanele au fost interceptate. Deci dacă fratele domnului Ghiță s-a dus în Turcia și a vrut cumva să fenteze autoritățile, mi se pare așa, o joacă de copil. Ajungem în Turcia și pe urmă ne ducem să ne întâlnim cu fratele la Belgrad. Tocmai pentru a lămuri detaliile operațiunii de prindere, operațiunea de aducere în țară, că și asta ar trebui să se întâmple la un moment dat, suntem în legătură telefonică directă cu domnul Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol. Bună ziua, domnule Andreica! Bună ziua! Spuneți-ne procedural ce trebuie să se întâmple din acest moment și ce date aveți, dacă aveți, bineînțeles, despre capturarea lui Ghiță. Da, încă datele sunt destul de neclare în privința capturării fostului deputat Sebastian Ghiță, pentru că există și informații potrivit cărora ar fi fost vorba despre o pură întâmplare ca poliția din Serbia să-l legitimeze pe stradă și ar fi văzut niște diferențe între imaginea persoanei respectivă a lui Sebastian Ghiță și fotografia din documentul prezentat ca act de identitate, care, din câte am înțeles, este vorba de un pașaport sloven. Acum, etapele sunt destul de simple, chiar dacă Serbia nu este stat membru al Uniunii Europene, există o convenție europeană pentru extrădare, în baza căreia Serbia are un tratat cu România. Sigur, etapele vor fi puțin mai birocratice, ca să spun așa, decât un alt stat european. Însă prevederile acestei convenții vor fi aplicate și probabil că în aproximativ 30 de zile, nu cred că poate dura mai mult, mai mult ca sigur că va fi extrădat. Deci e posibil ca în aproximativ o lună, ne spuneți dumneavoastră? Cel mult o lună, da.
Bun, puteți să ne spuneți dacă e adevărat că a fost prins de poliția de acolo, din Belgrad, absolut întâmplător. Dacă s-a întâmplat așa și e ipoteza pe care o susțin cei de la evenimentul zilei, e posibil ca cei de la poliția de acolo din Belgrad să fi luat legătura cu poliția din România? Sau cum, care sunt acordurile? E implicat Europolul? Acum, noi ne dăm cu părerea la propriu, pentru că neavând alte date, doar putem să vorbim despre ce s-ar fi putut întâmpla acolo. Sigur, în condițiile în care prezentat, poliția de acolo, mai mult ca sigur că a fost, a avut un indiciu foarte clar. Da, din păcate nu se mai aude foarte bine, vom reface această legătură telefonică directă. Da, până una alta nu e foarte clar nici cum a fost prins Sebastian Ghiță, pentru că e posibil să fi fost un simplu filtru, spun și cei de la evenimentul zilei, iar Dan Andronic la rândul său are o reacție foarte interesantă pe pagina sa de socializare. Zice și el, Ghiță a fost prins din întâmplare, mare operațiune de capturare și e bineînțeles o trimitere la acest articol din evenimentul zilei. Polițiștii susțin că Ghiță a fost prins la un banal filtru rutier. Ei, dacă ar fi vorba de asta și de o informație pe care tot avem din de ceva vreme, cum că polițiștii știau de Sebastian Ghiță, cum că e în Serbia încă din februarie. E clar că acolo lucrurile nu prea se leagă. Am refăcut legătura cu domnul Andreică. Dacă e posibil într-adevăr să fi fost prins din întâmplare, care era procedura din acel moment? Ne explicați dumneavoastră și din păcate s-a întrerupt legătura. Da, asta spuneam că, sigur, indiciul principal al autorităților sârbe a fost prezența fratelui său care era român și mai mult ca sigur că cercetările s-au îndreptat către statul nostru pentru mai multe detalii și de aici a fost foarte simplu ca să-l identifice pe Sebastian Ghiță în condițiile în care era în prezența fratelui său și chiar și fratele său este cunoscut atât în din punct de vedere al dosarelor pe care le-a avut, al dosarelor penale și al dosarelor în care este cercetat, cât și în spațiu public. Bun, pentru că susțin ce de la știri pe surse că și ministrul sârb de interne confirmă reținerea fostului parlamentar, anunță că e suspectat de șantaj, mită, trafic de influență, spălarea banilor, divulgarea de informații confidențiale, asta e din țară. Ministerul Afacerilor Interne din Serbia l-a prins, mă rog, lucrătorii ministerului l-au prins pe cetățeanul român, care se sustrăgea unui mandat internațional emis de biroul Interpol București, și că a fost localizat și reținut de polițiștii din Belgrad în cursul nopții de joi spre vineri. Asta da. E clar că e treaba făcută de cei de acolo, din Serbia. Nu așa sunt pare. Prea multe informații în materialul de pe știri pe surse, este doar o confirmare oficială a prinderii lui Sebastian Ghiță. Dar mai mult ca sigur că zilele următoare vom afla mai multe detalii și vom putea afla cât de mult și cât de profesionist au acționat autoritățile române în acest caz și da. Cât de mult au participat la prinderea lui. Corect. Mulțumesc foarte mult, domnule Andreica, pentru că îl întrebam pe domnul Andreica de durata procedurilor, pentru că înțeleg că există deja informații de la unii jurnaliști sârbi că ar putea să dureze până și un an această operație. Vă spuneam că cel mai mult îngreunează această procedură împrejurarea că există un nou dosar pe teritoriul acestui stat gazdă care trebuie să fie instrumentat. Corect. Cel puțin într-o fază inițială. Și este posibil ca aceasta să îngreuneze un pic procedura. Acum că autoritățile române au știut și au tolerat sau l-ar fi filat, ar fi urmărit să vadă ce complice are eventuale conturi depuse prin străinătate, eu nu pot să o susțin pentru că ar fi o chestiune absolut ilegală din partea poliției sau a unui serviciu de informație, atâta vreme cât există un mandat de arestare, un mandat european de arestare, să ai cunoștință despre cel care se sustrage cu privire la localizarea sa și să nu iei măsuri, sigur că ar fi în sine o infracțiune. Deci eu nu pot să cred că s-a întâmplat acest lucru. Pe de altă parte, este posibil ca localizarea sa
să se fi făcut de un serviciu român de informații sau de, chiar de poliția română. Probabil că dânsul a sunat la familie din când în când, prin intermediari. Există mijloace tehnice suficiente la această oră pentru depistarea și localizarea oricărei convorbiri telefonice. Deci există o variantă din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, sigur că este plauzibilă și pura întâmplare, un control de rutină la care a fost descoperit, împrejurarea că a fost alături de fratele său român, sigur că de aici a fost foarte, foarte ușoară identificarea sa. Rămâne să vedem dacă vom afla vreodată care este adevărul în acest dosar și care este contribuția autorităților române.